Chișinăuienii sunt pe aceeași undă când sunt rugați să numească primele trei probleme care le afectează viața, indiferent de vârstă sau gen de ocupație. Drumurile stricate ale orașului ocupă locul 2 în clasament potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog. Rezolvarea acestei probleme este una fără succes, de 30 de ani încoace. Ne aflăm pe strada industrială din sectorul Ciocana, una dintre cele mai impracticabile din oraș, deoarece gradul de stricăciune este unul avansat. Autoritățile spuneau în 2021 că acest drum ar urma să fie reparat integral, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Gropile sunt adevărate cratere și se înmulțesc pe zi ce trece. Despre această stradă din Chișinău s-a scris în repetate rânduri, degeaba. În ultimii 30 de ani, reparația drumului respectiv nici nu a fost abordată cum se cuvine. Pe de o parte, este un drum cu circulație redusă, dar pe de altă parte, este o cale de acces spre zone industriale importante, unde sunt zeci de întreprinderi mici și mari. Dintr-o gaură în alta, doar așa poți parcurge strada industrială. Zilnic, localnicii, angajații firmelor și șoferii trec prin hârtoape care marchează acest oraș, spre marea nemulțumire a cetățenilor. Pe locuri, găurile au până la 15 cm adâncime și se extind pe toată lățimea carosabilului. Multor oameni care ajung pe strada industrială pentru prima oară nu le vine să creadă că se află în Chișinău. Șoferii spun că au doar de pierdut, mașinile se strică, iar reparația îi costă mii de lei. Au scris petiții în speranța că problema va fi rezolvată, dar degeaba. Este complicat? Prost de tot. Avem un service aici și mergem în service. Ce părere aveți de ce aici? E rău drumul de tot. Credeți că va fi reparat vreodată? Tragem nădejde să fie reparat și să schimbe ceva pe porțiunea asta de drum. De grabă nu. În ultimii ani n-a să fie reparat. Și să treacă mult, mult timp. A să mai vină o conducere, două și pe urmă poate peste trezi. Ca să repari. Sunt foarte mulți agenți economici pe aici. Da, și sunt foarte mulți astea, de asta se trece drumurile. Și sunt numai mașini mari. Numai mașini mari. Și cât timp e așa drumul? Când țin minte, de zeci de ani. Foarte rău să circul, ar fi dorit să fie mai bine. De mult timp circulați pe aici? Nu, prima dată, dar mai mult nu mai vin. Care sunt impresiile dumneavoastră? Rele. De tot foarte rele. Așteptăm. Poate ar să-i schimbări, oricare. O zi bună! Foarte mult se investește, foarte mult. Venitul este puțin, nu prea sunt călători, dar se investește o sumă foarte mare de lei în reparația autocarilor, reparația vehiculelor. Strada industrială leagă două sectoare, Ciocana și Botanica, și ar putea fi o cale numai bună de ocolire a orașului. Nouă ne-a luat 10 minute să parcurgem acest drum, în loc de 20 cel puțin pe linia obișnuită. Și asta în condițiile unui drum stricat. Dacă ar fi unul bun, credem că mașinile ar avea nevoie de doar 6-7 minute. În februarie 2022, responsabilii de la primărie anunțau că mai multe străzi ar urma să fie reparate cum se cuvine. Pe listă figurau străzile Mesager, Industrială și Vasile Lupu. Dintre acestea, niciuna nu a fost reparată cap-coadă. Și strada Calea Basarabiei este uitată de autorități, chiar dacă reprezintă o arteră importantă de ocolire a îmbuteiajelor din oraș. Respectiva stradă a fost construită după anul 1970, iar șoferii nu-și amintesc aceasta să fi fost reparată vreodată de la un capăt la altul. Strada Calea Basarabiei la fel prezintă o modalitate de a evita îmbuteiajele din centrul orașului pentru a ajunge de la Botanica la Ciocana și invers. Chiar și așa, mulți evită să circule pe aici din cauza drumului stricat. Consecințele pentru automobile pot fi deloc plăcute.
Ultimele lucrări de reparație pe acest drum au fost efectuate în anul 2021. Au fost reabilitați 20.000 de metri pătrați. Cealaltă parte a rămas neatinsă. Uneori mai au loc lucrări de plombare, dar calitatea lasă de dorit. Răbdarea șoferilor care sunt nevoiți să circule zilnic pe aici a ajuns la limită. Drumul e rău, deplorabil. Nu corespunde și cedințelor și ei care plătim noi. Este taxele este de stat care le plătim noi, plătim o grămadă bani, dar invers la noi, pentru noi, nu-ți facem și aici plătim. Dar de când sunteți dumneavoastră șofer, țineți minte să poți vreodată strada asta reparată de capital? De Nu. Eu țin minte când s-a făcut, cât o stat e închisă, cât a fost aici Talcioc, cât au fost chestii de astea, dar reparat capital e niciodată nu a fost, înțelegeți? Dar vedeți că merită o reparație? E merită. Ia ca ei cheltuie și, vă spun așa, cheltuie niște bani din nalogurile astea care le plătim noi, cheltuie ia ca pe liniile astea, cheltuie crască, care o pune și nu ține niciun sezon, nu ține și iese, gata, se termină, înțelegi? Ia ca la și cheltuie, ei cheltuie ia ca au făcut aici un cer, oricare, înțelegi? Cheltuie bani așa să arăt că fac cheltuieli. Un drum foarte rău, mașini foarte multe. De mers e imposibil câteodată, foarte, foarte greu. Ar fi de dorit să uite guvernarea la și la drumul acesta. Șoseaua Hâncești, strada Meșterul Manole, strada Transnistriei, strada Independenței, strada Burebista, strada Decebal. Am putea să continuăm lista cu 10 de străzi din Chișinău pe care circulă zilnic mii de mașini, dar care nu sunt reparate de mult timp. Cu aceeași problemă se confruntă și unele curți ale blocurilor de locuințe și unele căi de acces spre instituțiile de învățământ. Unele sunt reparate doar după ce problema este mediatizată, iar alte căi așa și rămân neatinse. Un exemplu este și drumul care duce spre grădinița numărul 185 din sectorul Buiucani. Indignarea locatarilor din preajmă, dar și a părinților care își duc picii la instituția preșcolară este ușor de explicat. Foarte complicat, uitați, chiar dacă acum circulă oameni pe aici, foarte complicat. Până această gaură poți să-ți distrugi și janta. Dar, în general, ce părere aveți despre unele drumuri din capitală? În general, se mai face câte ceva, dar cam stagnează la capitolul dat. У нас во дворах очень плохие дороги, особенно вот на Ботанике. Во дворах просто реально невозможно. И причем такие большие ямы, что как можно не заметить такие проблемы, и столько лет причем, на протяжении многих лет такие проблемы, и никак они не решаются. Тротуары, конечно, для пассажиров, для пешеходов очень хорошо, но... Но что вы думаете в основном о дорогах в Кишиневе? Но это не считать центральных дорог. В целом, хотелось бы, конечно, лучше за те налоги, которые мы платим. Jumătate din drumurile municipiului Chișinău se află într-o stare rea și necesită o reparație în regim de urgență. De această părere este președintele Asociației Drumarilor Antreprenori, Boris Gherasim. Potrivit lui, problema nu va fi rezolvată atâta timp cât nu va exista o conlucrare între autoritățile centrale și cele municipale. Acolo unde dintr-un ban faci doi, acolo trebuie alocat mijloace. Și nu e problema că nu sunt mijloace financiare. Sunt. Azi toți absolut. Și băncile ne-ar da și credit și granturi și așa mai departe. Nu se dau. Nu se dorește să luăm banii ăștia, să-i avem în cont, să zicem, îi dăm bataie. Și cu părere de rău, capacitățile întreprinderilor locale se pierd, scad. De pregătit o întreprindere, de pregătit specialiștii ăștia durează. S-au de readus înapoi. Sute de specialiști care s-au dus. Lucrează în Italia, în Spania, în America, unde vrei.
Proiectările de reparație și construcția drumurilor lasă de dorit, iar de fiecare dată sunt învinuiți antreprenorii care efectuează lucrările. De vină ar fi primăria, care este beneficiarul proiectului, a declarat Boris Gherasim. Un exemplu este bulevardul Ștefan cel Mare. Prima bandă a străzii a fost proiectată prost și nu corespunde cerințelor de circulație pentru transportul public. Beneficiarul comandă muzică, așa să zici. El ce a comandat? A comandat ca prima bandă să fie făcută pentru transport greu, troleurile care merg cu sarcină triplă pe os și când temperatura vara asfaltului 58-60 de grade și mai sarcină triplă, care drum o să țină? Dacă te duci în țările care au specialiști, prima bandă un transport public circulă, fac din beton, care ține 50-60 de ani. Nu, cine încurcă? Dar trebuie un specialist și dar dacă vine un primar, vine un polițian și schimbă tot absolut. Ce așteptăm noi de la asta? Lipsa specialiștilor în domeniu se simte acum mai mult ca niciodată, iar de aici pornește întregul șir de probleme. Ne-a spus la rândul său președintele Asociației Patronale a Drumarilor, Ștefan Caunov. Apar întrebări tehnici, că fac divizuri de cheltuieli, nu acele care trebuiesc. Dacă trebuie depus stratul de pildă de 8, de 10 cm, acum pun și de 4 și de 3, trebuie să fie specialiști care trebuie să pui la punct toate întrebările astea cu finanțare și cu întrebări tehnici și spate de făcut, pentru că să ție drumurile astea, măcar garanția aceea care trebuie să dureze minimum 5-7 ani. Acum, la moment, antreprenorii adaugă care un an, care doi, trebuie să fie programate reparațiile, drumurile, reparații medii și reparații capitale. Tot trebuie să fie parcursul anilor, 7 ani, atunci se pornește reparația. La noi se repară haotic când trebuie și poate când nu trebuie. Iarăși, nu sunt specialiști care să spui corect unii și trebuie de reparat. Drumurile trebuie reparate urgent și întreținute la timp, spune Ștefan Caunov. Expertul crede că orașul Chișinău ar putea scăpa oarecum de probleme dacă ar fi o centură de ocolire. Ministerul Infrastructurii a pornit întrebarea asta, 6 km au fost dat în exploatare. Dacă a să fie ocolirea, problemele dispare la oraș multe. Iarăși trebuie să fie conlucrare cu guvernul și cu primăriile. Potrivit unui studiu realizat de Direcția Generală Mobilitate Urbană pentru reparația tuturor străzilor din Chișinău, se cer 170 de milioane de euro. Altfel spus, peste 3 miliarde de lei. Suma include doar structura drumurilor, nu și schimbarea rețelelor. Este un buget limitat comparativ cu necesitatea de investiții în sistemul rutier municipal. Potrivit autorilor studiului privind inventarierea străzilor din municipiul Chișinău, doar pentru a asigura o calitate rulantă bună pe drumurile din capitală, este nevoie de peste 7 miliarde de lei. În 2022, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii drumurilor și a transportului, primăria a alocat doar 2,4 miliarde de lei.